să vă mulțumesc foarte mult în calitatea mea de președinte al Federației Române de Judo pentru faptul că a acordat atenție și acestui sport. Performanța este una însemnată. Avem o echipă calificată și la feminin, echipa noastră de la Universitatea Cluj, respectiv o echipă la masculin, cea care este susținută de către București, CSM București. Plecăm cu multe speranțe acolo. Anul trecut am reușit locul 5 la feminin. Sperăm să facem o figură, dar simpla calificare în primele 8 echipe, atât la feminin cât și la masculin, este în sine o performanță, dar asta nu înseamnă că nu putem veni cu vești foarte bune sau chiar cu medalii de acolo din Portugalia. Avem șanse la feminin să luăm cel puțin bronzul, la masculin sunt șanse de bronz, la feminin sunt mai mult de bronz șansele. Am întărit echipa cu un rus la categoria de 66 de kilograme, un tip foarte tehnic, care este român de săptămâna trecută, l-am naturalizat. Nu putem să spunem că avem străini, aici toți sunt români, dar șansele mai mari, trebuie să fiu corect, să spun că le-au.